Chiar dacă încercarea de demolare a turnului de la combinatul din Deja a fost un eșec, autoritățile locale sunt sigure că la următoarea detonare construcția o să pice. A rămas în picioare după implozie din pricina unor erori umane și, bineînțeles, a trăniciei sale, caracteristică tuturor lucrurilor ridicate în epoca lui Ceaușescu. S-au făcut însă noi planuri și noi măsurători, astfel încât în 2 săptămâni turnul le va fi pus la pământ. Peste 150 de kilograme de dinamit au stat la picioarele turnului înalt de 204 metri, dar colosul abia s-a clintit. S-au produs stricăciuni la structura interioară, dar exteriorul din beton a rămas intact. Experții au fost chemați apoi să spună a cui este vina. Deci abordarea a fost greșită la început. La un astfel de curs de fum, și nu la un curs de fum, la orice vreau să demolez, în esență, atac părțile slabe ale clădirii, nu partea cea mai puternică. Ori atacul lor cu explozibile a fost asupra părții cele mai tare a coșului de fum, deci partea tronconică de la baza coșului de fum. Asta a fost retezată, la un moment dat a căzut 4 metri în ea și tot de perete în perete exterior. Deci a fost o greșeală de abordare. După stabilirea cauzei eșecului, experții și factorii de decizie au hotărât ca în câteva zile să dărâme turnul. Și eu sunt sigur că undeva în aproximativ 12, maximum 14 zile va fi a doua încercare controlată, exploziv și mecanic, cu asigurarea necesară că turnul trebuie să meargă, să poziționeze în direcția în care a fost poziționat să se dărâme. Deci asta e dorința noastră și în această direcție ne luptăm cu toții și încercăm să găsim cea mai bună soluție și să fie și controlată și în așa fel să nu fie nici afectată zona. Dacă dorința edilului va fi dusă la îndeplinire, în Dej sunt așteptați investitori străini. Terenul pe care se află colosul de 204 metri, dar și alte construcții și care aparține unei persoane din alte localitate, reprezintă punct de interes pentru chinezi. Aceștia vor să investească milioane și milioane de euro în zonă și să ridice spații moderne care cu siguranță vor schimba fața platformei fostului combinat. We'll be right back.